Stimați frații de credință, reînnoiesc cuvântul de salut pe care l-am exprimat și aseară și pe care îl aduc din partea Bisericii Emanuel din Sibiu, în care slujesc ca păstor, și din partea Institutului Teologic Pentecostal, unde lucrez ca profesor și ca rector al acestei școli. Frații și dintr-un loc și din celălalt, vă aduc salutări în numele Domnului Iisus, fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și să își reverse îndurarea peste noi, peste toți. Cu privire la Institutul Teologic Pentecostal din București, deja pe ecran rulează câteva imagini. Dacă puteți să lăsați sunetul, să mă aud numai eu, e bine. Pe imaginile acestea se reflectă câteva aspecte legate de lucrarea de la Institutul Teologic Pentecostal din București. Cu ajutorul lui Dumnezeu am început anul universitar, băieții sunt acolo. Imaginile pe care le vedeți proiectate au fost filmate câteva zile în urmă și ele reprezintă ce se întâmplă la școală acum. În momentul de față, la institut, avem un pic peste 230 de studenți, frați care se pregătesc să slujească lui Dumnezeu, să predice Evanghelia, să păstorească bisericile. Pe lângă acești frați studenți, avem la școală 16 profesori și lângă ei, până la 34, alți colegi care lucrează în administrație. Este o comunitate frumoasă, mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat, ne-a însoțit până acum, ne-a confirmat în atâtea rânduri că este cu noi și ne-a călăuzit în deciziile pe care le-am luat. O situație foarte importantă pentru noi ține de o investiție mare în care ne găsim prinși. Construim o clădire nouă pentru școală, spațiile în care noi desfășurăm activitatea acum sunt foarte mici, nu corespund cu nevoile pe care le avem. Ne-am rugat lui Dumnezeu și pe sfârșitul anului 2018 am început construirea unei clădiri noi pe care o vedeți în imagini. Această clădire pe care o vedeți acum este clădirea cea veche și cea nouă este ușor de identificat când o compar cu cea veche. Domnul ne-a ajutat să finalizăm din această lucrare, probabil aproximativ 70% spre 80%, urmând ca în etapa următoare, în viitorul imediat, să continuăm lucrările cu dorința de a finaliza până la sfârșitul anului care ne stă înainte, sfârșitul anului viitor. Avem nevoie de ajutorul bisericilor, avem nevoie de ajutorul fraților. Până în momentul de față, în această clădire s-a investit aproximativ 4 milioane de euro. Lucrăm în momentul de față la finisaje legate de curte, la instalația electrică, la instalațiile sanitare, de încălzire, pe diferite fronturi de lucru, sunt etape diferite de lucrare. Dumnezeu ne-a sprijinit până în momentul acesta. Aș vrea să mulțumesc foarte frumos bisericii dumneavoastră, conducerii bisericii dumneavoastră, pentru deschiderea pe care ați arătat-o față de lucrarea de la institut până acum. O deosebit să vă mulțumesc că ați anunțat, stimați frate Andrei, cu privire la nevoile pe care le avem acolo. Acum am o noutate, nu știu dacă dumneavoastră toți știți de ea, fratele Andrei este deja studentul nostru. Domnul să-l binecuvânteze. A decis să vină să învețe la programul de master și cu siguranță, dacă Domnul pune pe inima și altora să veniți la școală, cu drag și cu bucurie, vă primim să slujim lui Dumnezeu împreună. Aș vrea să mărturisesc spre slava lui Dumnezeu o experiență prin care Dumnezeu ne-a confirmat că este alături de noi și susține lucrarea de la Institutul Teologic. Anul trecut ne-am găsit într-un moment de răscruce, veneam după o perioadă de blocaj cauzat de pandemie, de evoluțiile care s-au întâmplat, ne-am dorit să începem lucrările și când ne-am socotit resursele financiare pe care le-am avut la dispoziție, ne-am dat seama că nu putem să facem mare lucru cu resursele pe care le avem la îndemână.
Ne-am făcut un plan și în Biblie ni se spune să plănuim înțelept și să acționăm hotărât. Ne-am făcut un plan și în planul nostru se prevedea să vizităm câteva comunități în România, să strângem oamenii de business din România și să punem umăr lângă umăr și să facem lucrarea aceasta. Așa am stabilit să ne vedem în Satu Mare, în Baia Mare, în Oradea, la Suceava, cu oameni cu inimă care au promis că vor ajuta lucrarea de la institut. Așa au evoluat lucrurile cu pandemia, încât totul s-a blocat cu planurile făcute. Unul după altul au zis: fraților, nu mai putem să ne adunăm, nu ne lasă domnii ăștia, se întâmplă ce se întâmplă, amânăm pentru altă dată. Amânăm, dar noi voiam să începem lucrarea acolo și să continuăm construcția. Și am realizat că suntem efectiv blocați din punct de vedere financiar. A fost așa de necăjit și de frustrat, încât, neștiind ce să mai fac, m-am rugat lui Dumnezeu și am cerut un gând. Și în timpul rugăciunii am primit pe inimă să aflasem că în Statele Unite și în special în părțile de sud, restricțiile legate de pandemie nu sunt așa de aspre. Mi-am pus pe inimă să sun pe unul dintre prietenii de acolo cu gândul de a organiza o călătorie în beneficiul școlii. L-am sunat pe acest prieten, numele lui este Nelu, este păstor în Florida. L-am sunat cu această problemă, mi-a răspuns la telefon imediat și mi-a pus o întrebare: de ce vrei să vii în America? La care eu am spus: cum, de ce vreau să vin în America? Parcă nu știi. Vreau să vin în America pentru că ne-am blocat financiar cu școala. Nu știm cum să mai înaintăm cu proiectul pe care îl avem în față. La care dânsul mi-a spus: pune-te un pic jos, că vreau să-ți povestesc ceva. În urmă, mi-a povestit la telefon, în urmă cu ceva timp, am avut un vis. În timpul somnului am avut un vis. Am visat că sunt în vizită la institut, am intrat în biroul tău, înștiind de multă vreme, dânsul a fost student la noi la școală, la tinerețe, și te-am văzut în birou, stătea la masă, așa de necăjit cum erai în visul meu, nu te-am văzut niciodată. Te-am întrebat: ce-i cu tine? De ce ești trist? Și mi-ai spus: ne-am blocat financiar. Nu mai avem cu ce să înaintăm. La care m-am uitat în birou și am văzut că pe rafturi nu mai sunt cărți. Te-am întrebat: dar cărțile unde sunt? Și tu mi-ai spus: am vândut și cărțile, ca să mai facem rost de bani. Și când ai spus: am vândut cărțile, ai început să lăcrimezi. Mi-a fost milă de tine și te-am întrebat: dar de câți bani mai aveți nevoie ca să finalizați? Și mi-ai răspuns: mai avem nevoie de 2 milioane. La care tot în vis eu ți-am spus: nu te necăji, Dumnezeu va purta grijă, $1 milion primești din partea familiei noastre. Și de restul, Dumnezeu va purta grijă. M-am trezit. Un vis. Am tulburat la visul acesta, l-am împărtășit familiei. Familia mi-a spus: dacă crezi că e de la Dumnezeu, nu spune împiedică. Bă. Dar mi-a spus acest frate: n-am făcut nimic. Am stat și m-am gândit și m-am socotit ce e de făcut. După o vreme, în adunarea noastră a venit un frate, îmi povestea el, care la predică s-a uitat peste adunare și chiar când vorbea cuvintele, s-a uitat la mine. A vorbit de Estera și de Mardoheu. M-a arătat din ochi și a zis așa: Dumnezeu te-a ridicat pentru o vreme ca aceasta. Dacă tu nu vei face nimic, ajutorul o să vină din altă parte. Dar în ce te privește, în această lucrare nu o să ai nicio răsplată și nicio parte. Și m-am tulburat așa de tare. Ăsta e visul meu și acum Dumnezeu îmi spune să mă pun pe treabă. Și tot n-am făcut nimic. Am stat și m-am cugetat. Odată, la sfârșitul unei adunări, în timpul, chiar la sfârșitul bisericii, m-am rugat. Și spunea el, după ce am încheiat rugăciunea făcută la microfon, o soră din adunare, cu dar de profeție, ea știu și numele, cunosc pe sora aceea, este un vas al lui Dumnezeu, a ridicat glasul în adunare și a zis: așa îți vorbește Domnul, bărbatule. Eu te-am chemat să faci lucrarea pe care o faci, și te-am însoțit, te-am binecuvântat și te voi mai binecuvânta, numai să-ți ții promisiunile făcute. Și apoi s-a oprit și a zis apăsat: să-ți ții și promisiunea făcută în visul tău de noapte. Asta s-a întâmplat Biserica Elim în Florida, în Statele Unite.
De luni spunea, m-am cutremurat. Visul știam eu, experiența aceasta era foarte personală și acum Dumnezeu îmi vorbea direct. La care el îmi spune la telefon, Nelu, tot n-am făcut nimic. Și ascultă-mă bine, e greu să produci $1,000,000, dar să-l dai, parcă e mai greu, zicea el. Și atunci, înțelegând că este voia lui Dumnezeu, m-am rugat și am pus un semn. Și am spus așa, Doamne, dacă visul este de la tine, cuvântul pe care l-am auzit a fost pentru mine, prorocia e de la tine și e voia ta să ajutăm institutul cu această sumă mare de bani, te rog să se împlinească un semn. Să mă sune Nelubrie și să-mi spună că îi mai trebuie 2,000,000. Și atunci îi dăm 1,000,000. Și l-am sunat. Când mi-a împărtășit ce s-a întâmplat, discuția a avut loc la telefon, mi-a zis, ia-ți bilet de avion, vino repede, că lucrurile merg înainte, Dumnezeu îți va purta grijă. Așa am și făcut. El a donat deja banii aceia, noi ne-am îngrijit să-i cheltuim și mai avem nevoie. Mai avem nevoie. Mai e nevoie de aproximativ 800.000 ca să finalizăm ceea ce am început. Cu siguranță că Dumnezeu ne va purta de grijă și de aici înainte. Dacă a fost pentru noi la școală o bucurie că Dumnezeu a lucrat așa cum v-am împărtășit, bucuria a fost cu atât mai mare cu cât pe lângă suma de bani primită am primit de la Dumnezeu o confirmare că El recunoaște școala ca parte a lucrării sale și îi poartă de grijă. Nu-i puțin lucru. Nu-i puțin lucru Dumnezeu să vorbească, să acceseze în felul în care am descris, felul lui de a comunica cu oamenii și de a purta grijă unei lucrări. Ea este dată pentru slava lui Dumnezeu, a fost zidită prin promisiune din partea lui Dumnezeu, cu ajutor dat prin bisericii de la frați și n-a mai rămas mult. Dacă doriți să fiți parte acestei lucrări, încă se mai poate. Nu o să țină mult, se va finaliza, Domnul va deschide apoi alte uși de lucrare, dar asta este acum. Și vă rog foarte frumos, fiți parte cu noi ca să finalizăm această lucrare. Țin minte, când am preluat mandatul de rector, am venit aici la dumneavoastră și fratele Cornel trăia atunci, mi-a zis, pune-ne ceva despre institut. Cu teamă, cu frică și cu sfială și rușine, am zis ce am știut și ce am putut și cum mi-a fost inima. Fratele Florin Cătană este aici, l-am văzut acolo mai în spate, dacă recunosc bine până acolo, că am început să văd bine dacă pun ochelari. Și m-a căutat acasă la fratele Vasilică Hozan și mi-a împărtășit un gând. A vorbit cu soția pe drum și au zis, fratele acesta care a venit pe la noi vorbește bine din cuvânt, dar nu știe să ceară bani. Dar noi ne-am rugat acasă și Dumnezeu ne-a pus pe inimă să ajutăm și ne-a dus atunci o sumă mare de bani. A fost un semn pentru noi. Nu știu dacă între timp am învățat să vorbesc altfel despre nevoile noastre, dar știu să mă rog lui Dumnezeu și ne silim să lucrăm în frică de Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute așa să și continuăm. Celelalte detalii, dacă cineva dorește să cunoască mai multe, mă puteți întreba, stau la dispoziția dumneavoastră și fie ca această lucrare să propășească pentru gloria lui Dumnezeu. Amin. Vă invit acum, stimați frații de credință, să redeschidem cuvântul Domnului în cartea psalmilor, psalmul 32. Vom citi de la versetul 8 până la versetul 9. Versetul 8 și versetul 9. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere, pe care îi strunești cu un frâu și o zăbală cu care îi legi, ca să nu se apropie de tine. Amin. Vă invit să vă reașezați. După ce aseară
Am avut în atenția noastră învățătura cu privire la sfințire, cuvântul Domnului cu privire la chemarea noastră la sfințire. În această dimineață vom vorbi despre cum să luăm decizii înțelepte, cum să luăm decizii după voia lui Dumnezeu. Această întrebare scoate în evidență una dintre frământările noastre mari. Adevărul e că viața fiecăruia dintre noi reprezintă suma propriilor noastre decizii. Am hotărât și după deciziile pe care le-am luat, viitorul nostru a căpătat un curs în acord cu respectivele hotărâri. În fiecare zi luăm decizii. Unele decizii sunt decizii cu impact, cu consecințe relativ neînsemnate. Alte decizii însă sunt decizii majore, decizii care modifică irreversibil cursul vieții noastre. Consider că trei decizii sunt foarte, foarte însemnate. Ele sunt mai multe, dar trei sunt fundamentale pentru viața unui om și, în mod deosebit, pentru viața unui tânăr. Prima decizie este decizia legată de identitatea spirituală. Aici se răspunde la întrebarea, cine va fi Dumnezeul meu? Această decizie ne pune în fața alegerii de a sluji lui Dumnezeu pentru tot restul vieții. În ce mă privește, în anul 1991, în toamna anului 91, 31 de ani în urmă, am decis să-mi predau viața lui Dumnezeu, să închei legământ cu Domnul. Pe 24 noiembrie a fost botezul în apă și pe 9 noiembrie, înainte cu câteva săptămâni, a fost botezul cu Duhul Sfânt. Acea decizie luată atunci mi-a modificat irreversibil viitorul. Următoarea decizie pe care a trebuit să o iau a fost legată de viitorul profesional. Ce voi face cu viața mea? Ce școală să fac? În ce să-mi investesc viața? M-am rugat lui Dumnezeu și în urma rugăciunii mi-a vorbit că planul lui pentru mine, pentru viitorul meu, este să îl slujesc în Evanghelie. Mi-a condus pașii să învăț la Institutul Teologic Pentecostal și după ce am finalizat școala, în 1996, m-am confruntat cu o altă întrebare complicată. Și anume întrebarea, încotro mă voi așeza? Care este locul în care vrea Dumnezeu să mă așez și să-i slujesc? În vara, în primăvara anului 96, mi-a vorbit foarte clar, lămurit, că voia lui pentru mine este să mă mut la Sibiu. Și acolo sunt și astăzi, adică astăzi sunt aici. Ați înțeles, dumneavoastră. O altă decizie complicată, majoră, care a venit pentru mine, a fost o provocare, a fost ridicată de problema căsătoriei. Și eu cu cine mă însor? Mai devreme sau mai târziu, vei pune această întrebare dacă n-ai pus-o până acum. Nu, mă adresez acum tinerilor. Și cu cine să-mi fac familie? Cu cine să mă căsătoresc? În vremea aceea, eram așezat în slujire de păstor, în 96 am fost ordinat ca pastor și urma să mă căsătoresc în 99. Am cerut lui Dumnezeu să-mi călăuzească pașii, mi-a luminat alegerile și ne-am făcut familie împreună cu Laura, care, cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat viața de căsătorie. Decizii. Problema complicată cu deciziile e că omul este chemat să ia deciziile grele ale vieții în tinerețe. Cele mai grele și însemnate decizii în viață e rânduit omului să le ia în anii tinereții. Vei spune și care e problema.
Problema este reprezentată de faptul că la tinerețe omul are curaj mare, putere mare, experiență însă puțină. Și nu o să greșesc dacă spun că și înțelepciune tot câtă experiență. Aș vrea să mă adresez tinerilor sub vârsta de 25 de ani. Ascultați-mă bine, vă fac un compliment. Niciodată nu o să aveți minte mai puțină ca acum. Eu n-am spus că n-aveți. Am spus că mâine o să aveți mai multe. Și că niciodată în viitorul vostru de aici încolo nu o să aveți mai puțină ca azi. Wurmbrand a spus o vorbă înțeleaptă. Zicea dânsul, nu știu cum a potrivit Dumnezeu lucrurile, că atunci când ne-a dat puterea, nu ne-a dat mintea. Iar când ne dăm mintea, ne ia în schimb puterea. Cum vom compensa lipsa de experiență? Cum vom compensa nevoia noastră de înțelepciune în luarea deciziilor? Decât raportându-ne la Dumnezeu care ne cunoaște viitorul și care știe ce ni se potrivește. Și de aceea această temă, cum să iau decizii înțelepte. În cele ce urmează, aș vrea să încadrăm cuvântul, învățătură în această dimineață, să-l încadrăm prin identificarea a patru mari voințe, sau voi, dacă doriți să le spunem așa, voințe, care se regăsesc în jurul nostru. Prima voință este voia lui Dumnezeu. Dumnezeu are o voie a lui pentru noi. Dumnezeu s-a gândit la viitorul nostru, a făcut pentru noi un plan. Planul lui Dumnezeu cu privire la noi este un plan bun. Va trebui, stimați frați, stimați tineri, să ne încredem cu toată inima în faptul că Dumnezeu are un plan bun pentru noi. Trecând dincolo de particularitatea acestei întâlniri, fiind o întâlnire consacrată celor mai tineri, aș vrea să subliniez că această învățătură este pentru toate vârstele. Cum să iei decizii este o învățătură pentru toate vârstele. Dumnezeu are un plan al lui pentru fiecare dintre noi și planul lui Dumnezeu cu privire la noi este un plan bun. Dumnezeu este gata să ne descopere voia Lui cu privire la noi, planul Lui e dispus să ne comunice, să ne reveleze, însă e foarte, foarte important, stimați frați, să așteptăm voia Lui Dumnezeu cu flexibilitate, fără să șablonăm cum să ne vorbească Dumnezeu, cum să ne lămurească, trebuie să fim deschiși și receptivi ca să înțelegem ce are Dumnezeu să ne spună. Există voia lui Dumnezeu. Pe lângă voia lui Dumnezeu, mai există și voia oamenilor, voia semenilor noștri. Se poate întâmpla ca cei de lângă noi să aibă și ei intențiile lor și planurile lor cu privire la viitorul nostru. Nu odată se poate întâmpla ca cineva să te tragă de mânecă și să spună, după părerea mea și altor specialiști ca mine, ar trebui să faci așa. Și te împing de la spate pe un drum dorit de ei. Voia oamenilor. A treia voie este voia proprie. Și noi avem voia noastră. Gândurile noastre, planurile noastre, aspirațiile noastre, dorințele noastre, felul în care ne înțelegem viitorul, e într-un cuvânt voia noastră. Dumnezeu ne-a înzestrat cu liber arbitru, cu capacitatea de a lua decizii și suntem responsabili de deciziile pe care le vom lua. Țineți minte însă că în timp ce Dumnezeu ne-a dat dreptul să alegem deciziile, Dumnezeu nu ne-a mai dat dreptul să alegem consecințele deciziilor noastre. Ai voie să hotărăști ce vrei cu viața ta, dar nu ți este dat să alegi consecințele deciziilor tale. Consecințele vin de la sine. De aceea este fundamental
ca în hotărârile pe care le luăm să fie integrată înțelepciunea lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu și binecuvântarea lui Dumnezeu. A treia voie pe care o identificăm și care și ea e importantă, este voia celui rău. Drept este că și cel rău are un plan cu privire la noi. Diavolul s-a gândit și el la un drum pentru noi. Țin minte, eram foarte tânăr, am participat în anii aceia la o întâlnire cu tinerii, am avut acolo un cuvânt și după respectiva întâlnire, într-o pauză, unul dintre vechii prieteni m-a întrebat: Nelu, spune-mi, te-ai însurat sau nu te-ai însurat? Nu eram căsătorit pe atunci. I-am spus, nu m-am căsătorit încă, deocamdată mă rog. La care el îmi zice, faci bine că te rogi, că am și eu două fete și mă rog și eu. Gândul meu s-a dus iute unde nu trebuie, ar zice unii unde trebuie s-a dus. Dar prietenul meu a continuat spunând, una din fete are 2 ani și una are 4 ani. Mă rog lui Dumnezeu pentru viitorul lor soț, pentru că sunt conștient că și cel rău a gândit un plan să le distrugă viitorul. Și eu de pe acum cer protecția lui Dumnezeu și binecuvântarea lui Dumnezeu peste viitorul copiilor mei. Mi s-a părut înțeleaptă vorba acelui prieten și am reținut-o până acum, chiar dacă a spus-o în urmă cu mai bine de 24 de ani. Roagă-te lui Dumnezeu. Ești prins ca între 4 boxe, din care se aud 4 voci. A lui Dumnezeu, a lumii, a ta și a celui rău. Misiunea ta este să identifici voia lui Dumnezeu. Gălăgia e mare în jur. Cum o vei scoate la capăt? Să nu zici, nu mă interesează. Să nu zici, o să iasă cumva. Să nu zici, îmi iau viața în mâini și ce va fi, va fi. Să nu zici, dau cu banul, ce iese, iese. Să nu zici, trag la sorți. Astea sunt metode disperate pentru circumstanțe, un specific aparte. Nu e neapărat calea aleasă de Dumnezeu, mă refer la asta cu sorțul, ca aia cu banul clar. Nu-i voia lui Dumnezeu. Nu. Aprofundând cuvântul, aș dori să băgăm de seamă că potrivit Sfintelor Scripturi există 2 moduri mari în care Dumnezeu descoperă voia sa oamenilor. 2 feluri mari în care Dumnezeu ne descoperă planul său. Primul mod este așa numita cale a minunii, a miracolului, este vorba de revelație specială. Am numit această cale, calea rugului aprins. În mintea mea, când am zis calea rugului aprins, este acel moment din viața lui Moise, moment în care Dumnezeu îi se arată. Era păstor, păstorea oile în Madian, în timpul unei zile, Dumnezeu i s-a arătat în acel rug aprins și din rugul aprins a auzit un glas al lui Dumnezeu, glasul lui Dumnezeu, care a spus lui Moise, du-te acum în Egipt și scoate-mi pe poporul Israel de acolo. A fost o revelație specială. Vă rog să observați că în acest mod al lui Dumnezeu de a ne vorbi e un miracol. Omul n-a avut întrebări. Viitorul lui era predictibil, cam știa ce să facă cu viața lui, era așezat la casa lui, avea o familie, avea copii, avea o meserie, o îndeletnicire. Pentru Moise nu erau întrebări. Dumnezeu însă, prin această revelație deosebită, miracol, i-a reașezat viața. Asta se numește calea rugului aprins. Într-un mod asemănător, Dumnezeu l-a călăuzit pe Gedeon, căruia i s-a arătat în împrejurarea aceea a vieții sale, zicându-i, du-te cu puterea pe care o ai, te-am chemat să-mi conduci poporul în război de eliberare. Din nou a fost o revelație specială. Vă rog frumos să băgați de seamă, stimați tineri și stimați frați și surori de toate vârstele, un detaliu.
După ce Dumnezeu s-a descoperit cu această revelație acestor bărbați și altora, că exemplele pot continua, acești oameni ai lui Dumnezeu s-au îngrijit să înțeleagă bine ce le cere Dumnezeu. Pentru că provocările erau mari, s-au rugat lui Dumnezeu și au fost invocate niște semne. În cazul lui Moise, Dumnezeu a luat inițiativa, încredințându-l pe Moise că ezitările lui nu sunt bune, a fost semnul cu mâna pusă în sân, care s-a făcut cu lepră și apoi vindecată, cea cu toiagul transformat în șarpe și după aceea înapoi în toiag, iar în cazul lui Gedeon, semnul cu lâna și cu roa, care s-a cerut două nopți la rând să fie întâi pe lână și după aceea numai pe câmp. Dumnezeu a confirmat miraculos. De aici eu aș înțelege ceva. Dacă Dumnezeu ți se descoperă în chip supranatural, vorbindu-ți cu privire la un plan al lui, cu privire la viața ta, și în lumina acelei revelații ce se cere să faci o schimbare majoră, îndemnul meu este să nu te grăbești să iei decizii, ci să-ți pui întrebarea, oare mi-a vorbit Dumnezeu? Că uneori oamenilor li se pare că le vorbește Dumnezeu, dar nu le-a vorbit Dumnezeu. Întrebarea aceasta trebuie să capete un răspuns clar. Oare mi-a vorbit Dumnezeu? Visul e de la Dumnezeu? Profeția e de la Dumnezeu? Vedenia este de la Dumnezeu? Semnul acesta miraculos e de la Dumnezeu? Trebuie să-ți fie clar răspunsul la această întrebare. Și după ce îți este clar răspunsul, va trebui să te încredințezi că ai înțeles corect ce ți-a vorbit Dumnezeu. Și aici pot fi invocate semne. Băgați de seamă, vă rog, că semnele după Scriptură nu foarte rar s-au constituit în revelații în sine, ci mai degrabă au fost niște metode pe baza cărora s-a verificat dacă a vorbit Dumnezeu înainte sau nu. Dar asta este altă problemă. Eu am băgat de seamă, așa, mai ales pe la tine, o anumită superficialitate. Oare ce vrea Dumnezeu să fac? Hai să pun un semn. Și ce semn pui? Păi să mă gândesc. Mâine să bat un vânt pe cer, să învârtă nori, nu știu cum, și la ora 12 fix să plouă. Ăsta e semnul meu. Și dacă așa se întâmplă și plouă, precis că mâine o să fac ce am gândit. Semn. Alții pot lua semne un pic mai sofisticate, semne. Dați-mi voie să subliniez faptul că există un risc în invocarea unor asemenea semne. Nu e o metodă preferată. Ea poate fi o soluție de excepție într-o circumstanță de excepție, dar nu o regulă. Personal m-am ferit de așa ceva. Știu prieteni, frați, cărora Dumnezeu le-a vorbit în acest fel, n-am ce să zic, am înțeles însă că sunt curse în aceste semne, mai ales când sunt două variante. Da, dacă Dumnezeu are patria, ce te faci tu cu semnele? A doua cale în care ne vorbește Dumnezeu este cea naturală. Când zic naturală, mă refer la faptul că întrebările se nasc din inima noastră, căutările ne aparțin, provocarea e pusă în fața noastră. Dumneata ai ajuns la vârsta căsătoriei și începi să te uiți după fete și trebuie să-ți răspunzi întrebării cu cine mă însor. Sau domnișoara, că ați venit la conferință, nu numai să cântați, să cântați frumos și să vă rugați, v-ați rugat frumos, Domnul să vă binecuvânteze. Împărtășii de felul acesta, Dumnezeu vă poate răspunde unor întrebări dificile, legate și de cu cine să vă căsătoriți. Acum, eu am zis-o, dar dumneavoastră a știut cu toți. Eu am văzut-o pe soția mea în biserică. Că doar nu se ducea la petreceri unde mergeau oameni de lume și nici eu nu mă duceam acolo. La biserică ne-am întâlnit. Unde să se întâlnească tinerii noștri, dacă nu în contexte ca acestea pe care le avem aici. Și astfel sunt binecuvântate. Slăvit să fie Domnul. Ei, calea naturală. Cum rezolvăm problema în această situație? Ce să fac dacă, rugându-mă,
Dumnezeu nu face neapărat un semiraculos. N-am rug, n-am un miracol. Trebuie să iau decizia. Cu cine mă căsătoresc, unde fac școală, sau o decizie foarte complicată, în fața căreia unii dintre voastre vă găsiți, ce fac? Mai rămân în această țară sau mă mut în altă parte? Mai rămân în acest oraș sau mă mut în altul? Mai continui la acest loc de muncă sau nu? Pun rădăcinile în pământul acesta sau nu? Îmi cumpăr casa aici sau vând tot ce am și mă mut? Decizii. Cum rezolvăm problema? Primul lucru foarte important, identifică problema în care ai nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu. E extrem de prețios și de important să-ți răspunzi întrebării, de fapt, care e problema mea? Ce trebuie să fac? Care e nevoia cu care mă confrunt? În ce problemă am nevoie de călăuzire? Uneori oamenii sunt într-o continuă confuzie pentru că nu știu ce vor. Când cuvântul lui Dumnezeu spune, ochii tăi să privească drept și toate căile tale să fie hotărâte, despre asta e vorba. Că trebuie să-ți definești foarte clar problema. Ce vrei tu de fapt? Să nu fii ca acela care a zis, vreau, dar nu știu ce vreau. Că trebuie să-ți fie clar viitorul. Spre exemplu, să facem o aplicație pe problema căsătoriei. Eu am cunoscut o situație în care a trebuit să fiu implicat. Un tânăr s-a îndrăgostit de o fată. A intrat cu ea în vorbă, rog, relația s-a dus până într-un punct. Ajuns și în punctul acela, el a îndrăznit și a zis, eu aș vrea să ne căsătorim. Fata, când a auzit, a zis, vai, eu nu m-am gândit la asta. Păi bine, domnișoara, ce te-a pus să ieși cu băiatul acesta să-i... Te lași dus încolo, încoace, să vorbiți, să interacționați, să vă vizitați și acum, Doamne, tu nu te-ai gândit la măritat. Bă, la ce te-ai gândit? No, nu-i nimica să te gândești de cât timp ai nevoie. De 3 săptămâni. Bine. Trecut 3 săptămâni. După 3 săptămâni, fata a zis, știi, mi-ar mai trebui o lună. No, mai ați încă o lună. Cum a trecut atâtea, a mai trece una. Și după ce s-a dus și luna a doua, fata a zis, nu. Nu sunt pregătită. Și l-a respins. Sigur, băiatul s-a repliat, ce să facă? Ține minte, dragul meu fecior, nu-i sfârșitul lumii dacă o fată zice nu. Nu-i sfârșitul lumii. Din potrivă, s-ar putea să fie începutul lumii. Da, nu sfârșitul ei. Nu-i nicio tragedie. S-a repliat, a început să se roage și pentru că băiatul știa un lucru foarte clar. Eu vreau să mă însor. Pentru el era limpede ce dorește. Vreau să mă însor. Pentru fata despre care am vorbit nu era limpede ce vrea. Cu gândul să-și facă familie, tânărul acesta a identificat o altă tânără. Când prima a văzut că începe să se înfiripe o relație, iute a sărit și ea la mijloc și a zis, stai un pic, și eu sunt aici. Crezând că s-a răzgândit, băiatul nostru s-a întors înspre ea și a început să vorbească. Și la o vreme, nu lungă, i-a zis, și când punem nunta? La care fata a zis, care nuntă? Am nevoie de o lună. Și băiatul i-a zis, ia-ți cât e vrei, la revedere pentru toată viața. Adică trebuie să știi ce vrei. De aici pleacă tot. Unii oameni sunt într-o continuă confuzie pentru că nu știu ce vor. Vrei să te muți? Poate ți-a pus Dumnezeu în minte gândul. Acum finisează încotro să te duci. Dar asta e problema. Dai seama că trebuie să faci școală la limpede. E vorba de o anumită investiție. E vorba de o decizie legată de educație. Ai identificat problema. Ceri Domnului călăuzire în dreptul ei. 2. După ce ai identificat problema în care ai nevoie de călăuzire, vezi ce spune Biblia despre problema cu pricina. Cercetează cuvântul, în cuvânt, în Scriptură, Dumnezeu îți va arăta, prin învățătura Scripturii, voia Lui cu privire la respectiva problemă.
Vei găsi acolo principii, vei găsi acolo porunci, vei găsi acolo exemple care te vor ajuta să înțelegi care este voia lui Dumnezeu cu privire la problema ta. Imaginați-vă, dragi tineri, o situație. Că o tânără este curtată de un băiat cu minte, educat, o poziție materială bună, manierat, dar că tânărul acesta are o problemă. Și anume, nu este întors la credință. Și acum fata, care între timp s-a îndrăgostit de băiatul acesta chipeș și bine educat și de o stare bună și din familie bună, e pusă în fața unei întrebări. Să înaintezi în relație cu acest fecior sau nu? Care e problema ei? Problema ei nu e să mă mărit, ci problema ei este să mă mărit cu un om neîntors la Domnul. Și acum cu întrebarea asta în minte te duci la Biblie. Și în Biblie zice să nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Păi dacă ai găsit în Biblie răspunsul, gata cu căutările. Dar pe cărare vine o ispită. Și ispita, ca ispita, se îmbracă în forme duhovnicești atrăgătoare. Domnul știe inima lui. Domnul știe viitorul. Da, dacă se va întoarce la Dumnezeu și calea asta va fi calea prin care se va mântui. Hai să punem înaintea Domnului. Hai să mergem la proroc. Și mâna pe telefon. Fuga fuguța la proroc. Să întreb pe Domnul dacă mă dezleagă peste ce a scris prin Duhul Sfânt în Biblie. Asta vrei tu de fapt. Vai de profeții care vorbesc peste ce este scris în Biblie. Amen. Și vai de cine întreabă peste ce este scris în Biblie. Că până la urmă o să auzi ce îți place. Și Balaam a auzit ce i-a plăcut să audă. Dacă chiar vrei, Dumnezeu te lasă să te duci. Dar te duci cam singur. Deci, vezi ce spune Biblia despre problema ta? Dacă Biblia stabilește o anumită poruncă, atunci ascultă. Și cu asta căutările s-au încheiat. Există însă o situație complicată. Citesc, mă rog, caut în Scriptură și cu toate acestea în Scriptură nu e clar. Oricât de mult ar fi citit în Biblie, nu găseam în Biblie cuvântul, voia mea, zice Domnul, este să te rogi, să te căsătorești cu Laura. Nu găsim asta. Totuși Dumnezeu avea un plan al lui și o voie a lui în privința aceasta. Și aici se ridică întrebarea. Ce trebuie să fac dacă Biblia nu spune clar despre problema mea? Cum iau decizia? Ce e de făcut în această circumstanță? În situația asta, stimați frați, vă sugerez următorii pași. În cursul anilor, de când m-am întors la Dumnezeu și până acum, deciziile majore ale vieții le-am luat ținând cont de acești pași. Și mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat până astăzi. E practic ce vă spun, biblic și practic. Primul lucru. Citește Scriptura pentru a te familiariza cu gândirea lui Dumnezeu. De aici începe tot. Florile acestea au un parfum. Trebuie să te obișnuiești cu parfumul lor. La fel, voia lui Dumnezeu are un parfum. Trebuie să te obișnuiești cu parfumul. 100% ce găsești în Biblie este autentic. Imaginează-ți că ai 2 trandafiri. Unul 100% e de soiul bun, 100% e potrivit, 100% e autentic, 100% și în mâna mea. Și eu cu acesta care e 100% autentic trebuie să recunosc unul care e departe, care arată cam la fel, dar nu sunt sigur de unde vine. Și atât să-mi dau seama că și ăla e autentic. Cum îmi voi da seama că e autentic? Păi trebuie să mă învăț bine cu ce e sigur autentic.
să-l studiez, să-l cercetez, să-l învăț, să mă familiarizez cu el, să-i simt parfumul, să-mi însușesc atmosfera acestei flori și atâta să intre în mine mireasma ei, încât dacă ajung în 10 grădini cu 15 soiuri de flori sau ce 150, numai mirosul celei bune imediat mi-am dat seama care, că m-am familiarizat cu acest parfum. Înțelegeți? Apoi, dumneata, în Biblie nu citești. Să te rogi, nu te rogi. Să asculți o predică, ce știu, când te apucă. Și ajungi la strâmtorare și zici, Doamne, vorbește, Doamne, spune ce să fac. Mintea e formată de altceva. În nările tale bate vântul atâtor parfumuri acestei lumi, dar nu te obișnui cu cel bun. Și acum trebuie să iei decizia dacă e bun, ce e bun. Logica acestui sfat ține de antrenamentul nostru de dinainte. Deci, ăsta e primul pas. 2. Roagă-te lui Dumnezeu ca să fii călăuzit. Cere lui Dumnezeu în rugăciune să îți întipărească în minte planurile lui. Roagă-te lui Dumnezeu să te ferească de confuzie, să te ferească de propriile tale încăpățânări. Eu am băgat de seamă că problema cea mai mare în deciziile luate după voia lui Dumnezeu, în procesul deciziilor luate după voia lui Dumnezeu, este propria noastră încăpățânare. Dacă apuci să ți lipești inima de ceva, înainte să te asiguri că e Dumnezeu acolo, s-ar putea să nu mai auzi ce zice Dumnezeu, ci să auzi ce ți-ar place ție să spune Dumnezeu. Așa pățesc feciorii și fetele care se îndrăgostesc înainte să se roage. Poate că în mila lui cea mare, ținând în socoteală rugăciunile unor părinți sau unor bunici, Dumnezeu dirijează simțămintele, trecând peste lipsa de evlavie și rugăciune a tânărului implicat, socotind alte rugăciuni sau mila lui, care Dumnezeu milă. Da, ca unii care știm cum funcționează lucrurile, înainte de a da slobod unor decizii sau unor porniri ale inimii, trebuie să ne rugăm. Eu personal, în problema căsătoriei, m-am rugat lui Dumnezeu pentru viitoarea mea soție 8 ani înainte să o cunosc. Apoi am identificat-o, ne-a căzut tare dragă fata. Țineți minte, eram păstor și am botezat-o în apă pe soția mea. Am făcut cateheză împreună, ne-am dat seama de inima ei aleasă și m-am rugat Domnului. Ei, din ziua în care mi-am dat seama că este voia lui Dumnezeu să mă căsătoresc cu ea și până am vorbit cu ea, au trecut vreo aproape 8 luni. N-am zis nimic, numai mă frământam și mă rugam. Ca în intervalul acela de timp să se întâmple o situație ciudată. Un tânăr din adunare a început să o curteze. Vă mărturisesc, dragi feciori, că mie mi-a fost așa un pic, am venit să-i spun, auzi, îmi venea să-i spun, du-te și stai la rând. Dar ce să-i zic? N-am ce să-i spun. Am stat să văd ce se întâmplă. O să revin la asta dacă o să-mi aduc aminte și dacă nu o să-mi aduc aminte și sunteți curioși, o să mă întrebați dumneavoastră privat cum s-a sfârșit. Nu. Ideea este să nu iei nicio decizie fără să te rogi. Roagă-te înainte de a lua decizii. Nici o hotărâre fără rugăciune. Meditează în rugăciunea ta, cere ajutorul altora în rugăciunea ta. În timp ce te rogi, Dumnezeu îți poate întipări în inimă voia Lui. Îți poate dezlipi inima, neliniștind-o de o anumită situație. Dumnezeu îți poate vorbi prin darurile Duhului Sfânt, chiar în timp ce tu ești la rugăciune. Eu așa am crescut. Ai de luat o hotărâre? Pune înaintea lui Dumnezeu. Eu luam o zi de post, ne rugam și așteptam să ne vorbească Dumnezeu. Și adesea ne vorbea prin profeție. Nici o hotărâre fără rugăciune. Am avut momente în care decizii grele ale vieții, punctul acela culminant a deciziei, fărâma aceea de adevăr, sau cum să spun, ce mai trebuia spus, a venit prin profeție. Dumnezeu a călăuzit lucrurile. Aș putea să vă relatez asemenea experiențe și cu siguranță că ar fi edificatoare. Poate că una dintre ele este relevantă.
Eram tulburat rău, cu sănătatea destul de rău stăteam și descurajat. Îmi ziceam în mine cât am mers eu în stânga și în dreapta ca să slujesc în biserică, să mai meargă alții. Nu mai merg nicăieri. În ce mă privește, îmi fac bagajele și mă mut în Australia. Niște prieteni de acolo ne invitase și luasem decizia împreună cu soția să ne mutăm. N-am zis la nimeni nimic. Am pus înaintea lui Dumnezeu problema aceasta și zis, Doamne, dacă greșim, ieși din cale și vorbește-ne. Un frate din biserică de la noi m-a luat într-o zi deoparte și zice, Nelu, nu vii cu mine până la o familie. Și bă, da, eu sunt într-o familie. Când am intrat în casa celor oameni, ei se pregăteau de rugăciune. Am îngenunchiat și noi și ne-a rugat. Și în timpul rugăciunii, prin cineva de acolo, cu dar de prorocie, a ieșit un cuvânt. Așa îți vorbește Domnul, bărbatule. Să nu zici, nu mă mai duc. Eu te-am chemat să te duci și te vei duce. Numai să știi că în drumurile tale, unii oameni vor căuta să te oprească și îți vor zice, rămâi aici cu noi. Așa îți vorbește Domnul. Toate drumurile tale să aibă dus și întors. Prorocie, în sora Vali, în Sibiu. Numai eu și soția mea știam cele. A fost foarte, foarte clar. A continuat prorocia, spun, pentru întărirea ta, zice, Domnul, ia 10 zile deosebite. Când am auzit de 10 zile deosebite, m-am potignit în asta, zicând, dar are cum să înceară Dumnezeu să postesc 10 zile când eu cu sănătatea sunt cum sunt. La care prorocia a continuat cu cuvintele, dar nu de post, zice Domnul, că eu care am făcut trupul știu ce poate și știu ce nu poate. 10 zile deosebite. Și atât a fost tot. Am mers acasă, am împărtășit în familie această prorocie, acest mesaj. Soția mea, care este foarte practică, așa, în modul ei de a gândi viața, îmi zice, Nelu, dacă sunt deosebite, înseamnă că de alea n-ai. Ia să vedem ce fel de zile n-ai tu. Și a tras ea concluzia că n-am zile libere. M-a trimis în vacanță. M-am liniștit, m-am refăcut și cu sănătatea și decizia aceea luată în ziua aceea a fost schimbată de un cuvânt profetic. Care n-a venit așa, că zi, n-ai avut frate pentru mine, hai că te mai sun mâine, te sun și poi mâine, vezi că sun iară și joi, roagă-te, mai postim 10. Nu așa. Dumnezeu îți poate vorbi și o face în mila Lui, slăvit să fie El. 3. Fă legământ că vei asculta de Dumnezeu, indiferent de ce îți va cere să faci. Cum spuneam, piedica majoră în a decide după voia lui Dumnezeu este propria noastră încăpățânare. Eu am avut asemenea încăpățânări și m-au costat mult. Eram, așa cum sunteți unii dintre voi, la vârsta de 20 de ani. Și la 20 de ani ți se pare că ești cel mai deștept de pe lume. Dar dați-mi voie să vă spun că de la vârsta de 48 de ani se vede altfel. La 20 de ani poți fi chiar prost. E o vârstă cu curse. Și eu eram așa atunci. M-am îndrăgostit de cine nu trebuie. Și serios, cum am fost învățat să fiu, îmi imaginam că îmi fac familie cu această tânără. Mama mea m-a spus, nu-i bine, copile, la care eu de acolo, mamă, știu eu cum e mai bine. Când tu știi mai bine ca taică-to, este clar că vorbește din tine prostia. O să treacă 20 de ani, ca să-ți dai seama. Nu. Mama a spus, nu-i nimic, Nelu, eu mă rog și Domnul îți va ieși în cale. A gândit înțelept, nu mi-a colonizat viața, nu m-a împins, n-a zis, te șterge pe nume de nu mă asculți, n-ai voie să mai vii acasă, te dezmoștenesc, mă faci de rușine. Nu! Și eu mă rog și Domnul îți va ieși în cale. Tulburat în conștiința mea, am zis, Doamne, vorbește-mi prin cuvânt.
și am deschis Biblia. Am citit așa: vai de cel ce face planuri fără să întrebe pe Dumnezeu. Frații mei, vă spun ce am făcut. Am închis Biblia și am zis: Doamne, n-ai Tu un cuvânt bun pentru mine? Am deschis a doua oară Scriptura, mi-a căzut ochii pe o replică. De ce umbi cu viclenie? Am închis Biblia și am apelat la Psalmul 15. Cel drept, dacă face o juruință, să ține de ea și de impaguba lui. Așa știa prostia din mine să apere ce iubește. Și atunci Domnul s-a atins de altă inimă. Și într-o zi, tânăra aceea mi-a spus: s-a sfârșit totul. Păi cum? Păi uite așa. Păi de ce? Nu-i treaba ta. Și dacă mi-a explicat lemnul ăla de acolo, mi-a explicat și fata. A urmat o perioadă tulbure pentru mine, vreo 3-4 luni am plâns. Dacă sunteți vreo unii dintre voi, dragi feciori, în situația asta, să știți că mă pricep să vă consiliez. Dar am constatat ceva, că este un fel de prostie omenească care nu iese din tine, nu se spală nici cum decât cu lacrimile tale. Deci, fă legământ că vei asculta indiferent de ce îți cere Dumnezeu. Asta e cheia. Făcusem înainte acel legământ. Îi spusesem Domnului: Doamne, dacă vreodată voi lua o decizie care este împotriva voii tale, vorbește-mi. Și dacă-s prea încăpățânat să te aud, mai vorbește-mi. Și dacă sunt atât de încăpățânat încât nu voi vrea nici cum, oprește-mă. Și dacă nu voi vrea să mă opresc, lovește-mă. Eu așa m-am rugat. Și Dumnezeu a intervenit în situația aceea și m-a scăpat. 4. Ascultă vocea lăuntrică a Duhului. În adâncul ființei tale, Dumnezeu îți va vorbi. Vei simți că inima ta se îndreaptă spre o anumită direcție. Ai identificat problema, ai cercetat cuvântul cu privire la ea, te-ai rugat lui Dumnezeu, ai postit, poate chiar a fost și o profeție. Dați-mi voie să vă sugerez încă un lucru. N-aș crede că e cu minte, după ce am primit o profeție, să acționăm imediat. Mai ales când e vorba de căsătorie. Acum, în paranteză fiind vorbă, nu recomandăm ca cineva să ia decizii în căsătorie pe baza profețiilor. Dacă Dumnezeu vorbește, nu-i nicio supărare. Dar adeseori vorbesc oamenii. Dumnezeu a lăsat problema căsătoriei la libera alegere a omului, această alegere fiind încadrată de niște principii clare. Ești liber să decizi. Nu va vorbi Dumnezeu, așa îți vorbește Domnul: voia mea e să te însori cu Maria. O iubești? Nu. Dar pentru mântuirea mea mă însor cu ea. Așa ceva nu există. Constrângeri în această speță Duhul Sfânt nu face. Iar asta nu se negociază. Închid această paranteză. Spuneam să ascultăm vocea lăuntrică a Duhului. În inima noastră Dumnezeu va întipări gândurile Lui. Apoi, caută sfat de la oamenii lui Dumnezeu cunoscuți pentru înțelepciunea lor. E important să te pui în lumina sfatului cuiva. Cum scrie în Scriptură, biruința vine prin numărul mare al sfetnicilor. Cere sfat. Cere sfat de la părinți, cere sfat de la slujitorii lui Dumnezeu din biserică, exprimă-le frământările tale, gândurile tale, roagă-i să te susțină în rugăciune, să te sfătuiască. Ai avut un cuvânt profetic. Frate, uite ce m-am rugat, uite ce m-am gândit, uite cum mi-a vorbit Dumnezeu, uite ce prorocie a fost, uite ce am înțeles. Oare e bine? Consultă-te. Nu o să pierzi nimic dacă faci asta. Cuvântul Domnului ne învață să cerem sfat. Biruința vine prin numărul mare al sfetnicilor. Și cel înțelept ia aminte la sfaturi. 6. A șaselea lucru ține de circumstanțele în care ne găsim. Consideră cu atenție aceste circumstanțe.
Dumnezeu ne vorbește și prin împrejurări. El țese împrejurări. Ne pune în fața unor uși deschise sau ne închide niște uși. Acest principiu legat de ușile deschise sau închise e relevant în contextul a ceea ce am spus până acum. Că altfel, o ușă deschisă poate fi o ispită mare. Sau o ușă închisă să nu însemne neapărat definitiv închisă. Vom socoti graiul lui Dumnezeu în circumstanțe în lumina căutărilor de până în acest punct. Mai departe. Verifică totul pe temeiul Proverbe 5:3-5-6. În locul acesta din Biblie scrie așa. Încrede-te în Domnul din toată inima ta. Nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Adică, cuvântul Domnului, pe baza acestui... Cum aș aplica, ca să trecem repede la partea practică, cum aș aplica? Spre exemplu, aș aduce o situație din trecutul meu. Revin la momentul acela de dinaintea căsătoriei. Țin minte că într-o sâmbătă a venit la noi la Sibiu Luigi Mițoi. Noi fusesem colegi de seminar, prieteni apropiați, am fost, am rămas, suntem și acum. Am povestit cu el sâmbătă de frământările mele, i-am cerut sfat și ne-am rugat împreună. Duminica la biserică fiind, cum stau aceia frații pe cei doi lângă oaltă, stăteam și noi lângă oaltă și ne uitam în adunare. El îmi dă așa cu cotul discret. Mă întreabă la ureche, îi în biserică fata? Și eu îi zic șoptit, îi, unde e așezată? Îi spun, dar nu te uita acum acolo. Pe banca cu tare, persoana cu tare. Acum o paranteză, să nu credeți că păstorii vorbesc între ei aici numai de program. Mai ierte, Domnul. Da. El atunci mi-a spus o vorbă. Simțământul meu este că e binecuvântarea lui Dumnezeu pentru tine. Te încurajez să mergi înainte. Zici că mi-a dat aripi. Dar am fost cu minte și am zis, Doamne, pun în față 3 săptămâni. Proverbe 3. În aceste 3 săptămâni, te rog frumos, dacă e voia ta să mă însor cu ea, să zici da. Dacă nu e voia ta, te rog să spui nu. Și apoi m-am gândit, ce mă fac dacă Dumnezeu nu zice nici da, nici nu? Trec 3 săptămâni și-i tăcere. Ce mă fac? Practic, din fire fiind, am zis, Doamne, eu spun de acum ce fac. Pe baza a ce mi-ai spus până acum, dacă taci, mă însor cu fata. Tăcerea ta o iau ca aprobare. Cum am terminat rugăciunea, cum am știut că Dumnezeu va tăcea? Pentru că sosise vremea să-mi asum eu răspunderea. Ține minte, în procesul deciziilor este un punct în care trebuie să-ți asumi tu răspunderea. Dumnezeu prin rugăciune îți va vorbi, prin sfat îți va vorbi, prin circumstanțe îți va vorbi, prin darurile Duhului îți va vorbi, îți va întipări în inimă gândurile Lui, voia Lui, planurile Lui, te va încredința pe dinăuntru tău, dar ajungi în punctul ăla în care trebuie să zici, acum fac. Și de nu iei decizia aceea, rămâi nemăritată cu toate prorociile de pe lume, de la Domnul. Și neînsurat. Dacă nu deschizi gurița, s-o ceri. Adică eu... Cum l-am depășit? Doamne, dacă e bine, zi da, dacă nu e bine, zi nu, și dacă taci, eu deja știu ce am de făcut. Nu e forțarea mâinii lui Dumnezeu, ci este aplicarea în situații specifice de viață a Proverbe 3:5-6. Pe mulți dintre frații mei de credință, în cursul anilor, i-am auzit spunând, Domnul m-a scos la cale cu sfatul acesta de multe ori. Repet, nu cu punctul 7 începem, ci cu punctul 1. Punctul 7 și are locul lui în acest sistem. După asta, încrede-te în Dumnezeu că te călăuzește.
Deci trebuie să fii convins, Dumnezeu este cu mine, promisiunile Lui sunt pentru mine. El a zis, eu te voi călăuzi, îți voi arăta calea pe care trebuie să mergi, îți voi netezi cărările, scrie în cuvânt, iei aceste promisiuni pentru tine. Și apoi iei decizia, decizia pe care o simți în inimă ca venind de la Dumnezeu și apoi se cere să acționezi în acord cu decizia aceasta. Și aici intervine o întrebare dificilă. Oare am decis bine? Pacea interioară va confirma dacă decizia ta este corectă sau nu. Dumnezeu în sufletul tău va aduce pacea și pacea aceea va confirma că ai hotărât cu Dumnezeu. Dacă sufletul tău este neliniștit, dacă ai ajuns în acest punct 10 în procesul deciziilor tale, după ce ai zis da sau nu, ești tulburat, e semn că trebuie să revii și să te rogi. S-ar putea neliniștea ta să vină de la Domnul, s-ar putea să fie o presiune din partea oamenilor, s-ar putea să se înrădăcineze în frici, în manipulări omenești, cine știe în ce. Nu lua nicio decizie până nu îi clar de unde vine neliniștea. Și de regulă problema se rezolvă torcându-te la rugăciune și la consiliere. Și așa depășim pasul acesta. Va zice cineva, și cu asta ne apropiem de încheiere, două întrebări tulburătoare. Dar dacă am luat o decizie greșită, frate păstor, tot ce ai spus am făcut și am luat o decizie și iria, ce se întâmplă dacă decid greșit? Așa cum îl cunosc pe Dumnezeu, așa cum înțeleg din Scriptură că este Dumnezeu, ascultați-mă bine, dacă inima dumneavoastră este curată, dacă n-are în ea viclenii, ascunzișuri, interese egoiste, dacă inima voastră este curată și sinceră și cu curăție de inimă l-ați chemat pe Dumnezeu și ați cerut să se împlinească în viața voastră planul Lui și ați mers pe procesul acesta până acolo că ai luat o decizie și nu-i bună, Domnul în mila Lui față de tine își va împlini legământul. Te va opri El. Eu asta am văzut. El va interveni, exact cum scrie, îți va netezi cărările. Îți va arăta calea pe care trebuie să mergi. În fața mea a ieșit de multe ori zicând, uneori du-te, alteori oprește-te. Vă amintiți de Apostolul Pavel, care frământat încotro să-și îndrepte călătoria ca să ducă Evanghelia, a luat decizia că se va duce în Asia. Duhul Sfânt i-a zis noaptea, nu, nu, Asia nu-i bine. Dar nu i-a zis unde să meargă, i-a spus doar unde să nu meargă. A doua zi, parcă-l văd, torcându-se în dialog cu tovarășii lui, și-a luat decizia să se ducă în Bitinia. Vă rog să observați că Apostolul Pavel nu e om fără planuri. Omul fără planuri rătăcește toată viața. Trebuie să ai planuri. N-a vrut Domnul să mergem în Asia, nu nimic, ne reorganizăm, oportunitatea este în față, plecăm în Bitinia. La noaptea următoare, Duhul Sfânt se-i spune, nici în Bitinia. Doamne, a zis Pavel, atunci unde? Și a venit visul în Macedonia. Deci vă rog să observați, Pavel nu s-a gândit să se ducă să, în Asia sau în Bitinia să facă lucruri rele, ci să meargă cu Evanghelia, să fie misionar, apostol. Asta a fost în mintea lui. Vă rog să observați că uneori Dumnezeu ne cere în locul unui bine să facem alt bine. Nu și eu chemat să fac tot binele de pe lume, ci numai acela care e înscris în planul lui Dumnezeu pentru mine. Și mai trebuie să reținem că Dumnezeu mă va răsplăti pentru binele care ai făcut în ascultare de El și în călăuzirea Duhului, că ălălalt bine făcut în rebeliune, îi lem, fân și trestie. Arde la judecată și nu-i vrednic de răsplată. De aceea nu-i cu minte, nici în angajamentele noastre, să ne aruncăm fără să ne asigurăm că într-adevăr aia este Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu să facă. Eu așa mi-am înțeles viața și așa vă îndemn, dacă socotiți că e bine, să faceți și dumneavoastră.
Și încă o problemă. Dar dacă alegând, făcând o alegere, după aceea vin necazuri în viața mea, nu înseamnă oare mesajul acelor necazuri, nu înseamnă că am decis greșit? Și aici mulți oameni se tulbură. M-am rugat, am postit, am avut de la Dumnezeu, am făcut ce am știut mai bine, am luat decizie și peste mine au venit necazuri. Clar că am ratat ținta, clar că nu m-am dus pe drum bun. Uite că de-aia mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat și suferințele care sunt peste mine. Plată că am decis greșit. Va zice un om care n-a înțeles cum funcționează voia lui Dumnezeu în viața oamenilor. Frații și surori, voia lui Dumnezeu cu privire la noi nu exclude suferința. Vă rog să notați acest lucru. O include, o integrează. Încercările fac parte din viața oamenilor, din viața copiilor lui Dumnezeu. Amintiți-vă că Pavel, după ce a decis că pleacă în Macedonia, a ajuns în Filipii, stăpân pe țintă cu Dumnezeu, înainte, în lucrare de propovăduire. Și noaptea următoare ori dormit la pușcărie. Bătuți bine. Cu amenințări capitale asupra vieții lor. Parcă l-aud pe Sila. No, Pavele, mă mai iau eu după visele tale pe 30 februarie. O zis așa. Au fost încredințați. Dumnezeu ne-a vorbit, El a îngăduit să vină și necaz în viața noastră, e cu noi în necazurile noastre, în mijlocul acestor necazuri ne-a pus soluție. Noi nu suntem o problemă, noi nu cauzăm aceste necazuri, noi suntem răspunsul lui Dumnezeu în mijlocul lor. Și asta e distinția. Țineți minte, în viață omul suferă. Cum spuneam într-o seară, că fiecare om seara e obosit. Și cel care a trudit pentru Hristos și cel care a trudit pe ogorul lumii seara e tot obosit. Obosit ești și dacă nu faci nimic. Seara și leneșul e obosit. Și flămând. Și odată cu trecerea anilor și cel ce nu face pentru Hristos și cel ce face pentru Hristos îmbătrânește. Viața se duce oricum. Și în timpul vieții vin necazuri peste toți oamenii. Dar cine umblă cu Dumnezeu suferă pe calea lui Hristos și în suferințele acelea va fi răsplătit. Cine își ia viața în propriile mâini și dă de necazuri, trage consecințele alegerilor lui răzvrătite. Înțelegând acestea, nu ne este frică de necazuri, Dumnezeu e cu noi în ele și ne va ajuta. Binecuvântat să fie în numele Lui. Dacă e să rămâneți, dragi tineri, cu un cuvânt astăzi, v-aș ruga acel cuvânt să fie nicio hotărâre fără rugăciune. De acord? Nicio hotărâre fără rugăciune. Amin.